Ministrul Agriculturii va interveni pentru a clarifica cum sunt afectați agricultorii în urma solicitărilor fiscului de a se conforma voluntar în calitate de contribuabil, prin care se cere o majorare a taxelor achitate cu 20%. Aflat într-o vizită la Rezina, ministrul Eduard Grama a declarat că astfel fiscul încearcă să-și onoreze obligațiunile, diminuând evaziunile fiscale, și că va discuta cu fiscul și Ministerul Finanțelor pentru a clarifica situația. Noi vom interveni într-o discuție cu Ministerul Finanțelor și Inspectorat Fiscal. Ieri am încercat să am o discuție cu șeful inspectoratului, dar el a fost prins în niște ședințe și noi azi vom avea o ședință de guvern, vom vorbi cu ministrul Finanțelor. Cred că Inspectoratul Fiscal încearcă să facă atribuțiile și treaba lor. Aici a fost undeva niște momente exagerante, dar până la urmă agricultorii trebuie să aibă o limbă comună să găsească cu colegii din inspectorat. La rândul lui, agricultorul Andrei Gârlea din Rezina spune că după ce a obținut câștig de cauză în 10 dosare de judecată cu fiscul, altul fiind examinat la CEDO, a învățat că orice răspuns dat fiscului trebuie examinat minuțios. Potrivit lui, pentru cei care activează legal, maniera de abordare a fiscului este una umilitoare, în timp ce 30% din producătorii agricoli din raion activează neoficial. Pentru noi, umilitoare, fiindcă nu numai scrisoare, dar și noi am fost chemați la convorbiri. Și când ni s-a spus dacă ați avut pierdere anul trecut, de ce vă ocupați cu agricultura? Sigur că noi asta ne-a obișnuit și chiar i-am spus ministrului că prin așa metode nu se rezolvă. Noi înțelegem că trebuie, sunt la noi multe probleme, dar și noi am pus întrebările astea, fiindcă cu zile ieri sunt întrebări, cum am spus noi, cu impozitul unic, să fie toți egal. Cei la noi care nu sunt înregistrați legal, dar noi în Rezina sunt peste 30%, acei nici nu sunt chemați la Inspectorat Fiscal, că ei nu sunt legal. Cei care lucrează și la ceilalți se impune. Dar s-a luat o analiză, după cum ni s-a lămurit ministrul, pe toată Republica, și când au primit răspunsul de la cei care au înghețat mierile, că numai în anul ăsta două ori mai mult au arătat că au înghețat, dar arăt acolo, sigur sunt întrebări, dar atunci și dare de seamă și din ce asta. Și iau altceva, e că metoda nu ne-a plăcut nimărui, cui îi place chestia asta. Și noi chiar am ridicat întrebarea și ministrului și la organizații noastre profesionale, cum este Uniunea Protector, Federația Fermierilor, ca să vedem acolo inițiativa de loc a unui funcționar sau este o politică a statului care noi vreau să știm. Iată de ce noi am aderat la organizații noastre profesionale, ca să ne clarificăm. Să știe că nu se mai este în negru, mai este evaziune fiscale și ei au o metodologie indirectă și s-au uitat că toți echipurile după formula aceea analizii indirecte fac abuz, adică fac evaziune fiscală. Și de ce am fost chemat? Eu plătesc regulat mai mult ca atât. Știți că am avut 11 judecăți cu inspectorat fiscal, 10 le-am câștigat, una e la CEDA, așa că eu mă stăruiesc. Încă n-am dat răspunsul, dar am să dau. Care răspuns? Asta e răspunsul, am să lămăresc motivele care în ce situație și de ce s-a întâmplat așa. Potrivit lui Andrei Gârlea, mai mulți producători agricoli din raionul Rezina au primit scrisori de la fisc, prin care li se solicită să majoreze contribuțiile fiscale cu 20%. Serviciul Fiscal de Stat a emis vineri un comunicat de presă prin care informează că scrisorile respective au fost expediate pentru a preveni evaziunea fiscală, ori fenomenul economiei tenebre și evaziunii fiscale afectează și ramura agriculturii. Alte surse din Serviciul Fiscal susțin că asemenea scrisori le-au fost expediate anume celor fermieri care, deși prelucrează mii de hectare de câmpuri și livezi, au raportat că au puțini angajați sau că nu au salariați.